Nu s-au încadrat în termene, au bătut pasul pe loc și după ce trebuiau să finalizeze totul în 2014, vin să ne anunțe că nu vor termina lucrările nici în 2015. Pa mai mult lasă și pentru 2016. Spaniolii de la Copisa vor lucra încă mult și bine, iar asta în defavoarea celor ce tranzitează acest drum. M-aș bucura să vă dau o veste bună, să pot să vă transmit despre surprinderea mea. Constructorul nu este foarte optimist în ceea ce privește finalizarea lucrărilor în acest an. Problema se pune de a continua lucrările și în anul 2016, însă doar pe o anumită zonă, e vorba de construcția unui nou pod peste Jiu, practic un tronson de drum nou care nu afectează circulația în momentul de față. Și acolo sunt niște probleme tehnice, niște probleme legate de niște expropieri. Practic, pe noi, cei care tranzităm acest drum destul de des, nu ne-ar incomoda dacă ei vor lucra strict la acest tronson. Mai mult, Copisa ne-ar putea pune și la plată. Mai e o problemă legată și de finanțarea acestui proiect, pentru că dacă nu se va obține fazarea pe 2016, asta înseamnă continuarea lucrărilor pe 2016 cu acordul finanțatorului european, va trebui susținut din bugetul guvernamental. Spaniolii care fac lucrările pe DN66 în defileul Jiului au intrat în criză de timp. Lucrările au început abia în 2013 și sunt finanțate prin programul operațional regional 2007-2013, iar investiția este de 150 de milioane de lei. Totul ar trebui să fie gata în 31 decembrie 2015, dar lucrările nu au ajuns nici la jumătate.